Bună ziua, domnilor consilieri! Astăzi avem dispoziția numărul 143/2007/2009, convocarea Consiliului Local de Ședință Ordinare cu data de 31/07/2009. Pe ordinea de zi, avem aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată, conform prevederilor articolului 134, aliniatul 4 din Ordonanța de Urgență. 57/2019 privind codul administrativ din data de 11/07/2019. Avem proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol cu alte comune aceea județul Vaslui pentru semestrul 1/2019 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare și întocmirea documentației tehnico-economice faza SF și DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare teren de spațiu numărul 1, deja în comuna Crejea, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare privind reabilitarea și modernizarea unui teren de sport și întocmirea documentației tehnico-economice, faza SF și DTAC, în vederea realizării obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare teren de sport la școala numărul 2, Clejda. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare și întocmirea documentației tehnico-economice faza SF și DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare teren de sport la școala gimnazială Valea Mică în satul Valea Mică, comuna Clejda. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare și întocmirea documentației tehnico-economice faza SF și DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare teren de sport la școala gimnazială Somușca, în satul Somușca, comuna Crejea, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului amenajare alei Pavate, zona Biserica Sfântul Arcu și zona stadionului și a indicatorilor tehnico-economici conform devizului general întocmit de către SC Jet Proiect SRL. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 3.220.000 lei din excedentul anilor precedenți ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2019, respectiv aprobarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2019, modificată și completată cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local numărul 5.766 din 23.07.2019. Diverse probleme. Mai avem suplimentare pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării lucrărilor de reparații curente la școala gimnazială Somușca, comuna Crejea, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii terenului numărul cadastral 62.444 în suprafață de 2310 metri pătrați la terenul numărul cadastral 62.448 în suprafață de 1003 metri pătrați, terenul situat la școala numărul 2 Clejda, comuna Clejda, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării și amplasării a două totemuri luminoase la intrare și ieșire din comună cu rol de indicatoare de delimitare a teritoriului comunei. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local Comuna Clejda, județul Bacău, pe anul 2019 ca urmare a referatului compartimentului de resort numărul 5.948 din 29.07.2019. Aprobarea modificării punctului 8 din ordinea de zi, aferentă dispoziției numărul 143 din 24.07.2019, ca urmare a suplimentării acesteia. Din proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 3.220.000 lei din excedentul anilor precedenți ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2019, respectiv aprobarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2019, modificată și completată cu finanțare parțială sau integrale de la bugetul de stat numărul 5.766 din 23.07.2019, în proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 3.235.000 lei din excedentul anilor precedenți ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2019,
respectiv aprobarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2019, modificată și completată cu finanțarea parțială sau integrală de la bugetul local, numărul 55.942 din 2907 din 2019, proiect inițiat de Iștov Petru. Propun adoptarea de urgență a hotărârilor anexelor aferente menționate mai sus în forma prezentată și redactată în ședința Consiliului Local din 31.07.2019. Se supune la vot. Cine este pentru? Trecem la punctul numărul 1, aprobarea procesului verbal a ședinței de îndată, conform prevederilor articolului 134 alineatul 4 din ordonanța de urgență numărul 57/2019, privind codul administrativ din data de 11.07.2019. Dacă sunt obiecții la procesul verbal. Dacă nu, se supune la vot. Cine pentru? 15 pentru. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor registru agricol OAT Cleja, județul Bacău, pentru semestrul 2019, semestrul 1-2019 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități, proiect inițiat de domnul Iștov Petru primar. Care sunt întrebări? Aici o să se angajeze un alt în locul domnului oraș? Da, nu avem specialist în Camera Agricolă. Noi am vrea să scoatem la concurs un post, dar nu cu studii superioare, ci să fie, să se știe să se priceapă și la cadastrale. Adică să cumpărăm un aparat și să poată merge să măsoare el, să facă măsurători. Deci, o să scoatem la concurs acest post. Dar nu inginer, ci să fie cu studii medii. Mai durează. Acum am cerut aprobarea de la ANFP, ne-au venit, mi se pare. Da. Poate să ne spună, doamna secretară. S-au făcut procedurile de transformare a postului din consilier superior în referent superior. Ne-a acceptat ANFP București. Și s-a demarat procedura pentru organizarea concursului. Am trimis la Agenția Națională la București, a funcționarilor publici și în 15 zile lucrătoare ei ne dau acceptul, dacă este în regulă anunțul. Și după aia se publică în monitorul oficial procedura normală de organizare a unui concurs. Cum spunea și domnul primar, această persoană va trebui să aibă și un certificat de calificare de topograf agricol ca să poată merge să ia act de delimitări din teren, să facă fișele de punere în posesie la Comisia de Fond Funciar. Să identifice amplasamentul, cum spunea și domnul primar, persoană de specialitate. Da. Dacă nu mai sunt întrebări, cine la urmă? Cine este pentru? 15 pentru, da? Aici, la proiectele 3, 4, 5 și 6, putem să mergem pe... Da. E proiect de hotărâre privind aprobarea multei concesionare și temei de proiectare și întocmirea documentației tehnico-economice, faza SF și DTAC, în vederea realizării obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare teren de sport la școala 1, școala 2, școala 3, Somușca și Valea Mică, așa? Dacă sunt discuții, dacă sunt discuții, pentru. Am mai discutat și în alte ședințe, ca și oportunitate necesitate, am adăugat și terenul de la Valea Mică. O să scoatem la, pentru că valoarea este destul de mare, o să fie scoatem la licitație de seapă. Fiecare, cel care este doritor să vină, să cumpere cai de sacini, practic, nu cumpere în țară directă, pentru că este valoarea mare. Se supune la vot. Cine este pe care? Deci, supunem pentru școala numărul 1, da. 15 voturi pentru. Pentru școala numărul 2. 15 voturi pentru.
pentru școala de la Somoșca. Valea Mică și după aceea Somoșca. Da? Deci Valea Mică, da? Și Somoșca. 15, da? 15, da? Da, da. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului amenajare a aleii pavate, zona Biserica Sfântul Marco și zona stadionului și realizatoriu tehnico-economici conform devizului general întocmit de SCG Proiect SRL Bacău, proiect inițiat de domnul Iștor Petru, primar. Aici am discutat despre aleile alea care se supune la vot. Cine este pentru? 15 pentru, nu? Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 3200. Aici ar trebui să duc la suplimentare. Da. S-a modificat. Da, s-a modificat. Da, dacă e modificat, nu are rost. Da, la suplimentare. Da. Păi, mergem direct la proiectul ăla și după aia o luăm de la... Da, da. Proiect de autorie privind rectificarea bugetului local Comuna Cleza, județul Bacău, în 2019, ca urmare a referatului compartimentului de resort numărul 5948 din 29.07.2019, proiect inițiat de domnul Iștoc Petru, primar. Aprobarea modificării punctului 8 din ordinea de zi, aferentă dispoziției, ca urmare a suplimentării acesteia. Din proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 3.220.000 de lei din excedentul anului precedent ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare a bugetului de anul 2019, respectiv aprobarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2019, modificată și completată cu finanțare parțială sau integrale de la bugetul local, numărul 5.766 din 23.07.2019, proiect inițiat de domnul Iștoc Petru, primar. Aici. În proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 3.235, deci de la 3.220 la 3.235.000 de lei din excedentul anilor precedenți ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe 2019, respectiv aprobarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2019, modificată și completată cu finanțare parțială sau integrale la bugetul local, numărul 5.942 din 29.7.2019, proiect înțeată domnului. Aici aș vrea să precizez sau să vă informez mai mult. Deci a fost această rectificare, o facem, pentru că toate lucrurile astea care se fac sunt în bugetul propriu. Înțelegeți? Și atunci o trebuie să rectific, practic, să facem rectificare, pentru că oricând, când face o... Când faci o investiție, trebuie să faci modificare. Deci avem 32, deci terenul de sport, grupurile sanitare care le facem, aleele și toate, le facem din bugetul propriu, care avem în excedent. Se supune la vot. Cine este? 15. Deja am intrat în... suplimentări, nu mai are rost aici, cu aprobarea suplimentărilor. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării lucrărilor de reparații curente la școala gimnazială Somoșca, Comuna Cleza, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul Iștoc Petru, primar. Asta tot pentru că în fiecare an știți că facem câte o telefon de reparații la școli. Practic, ar trebui și la Cleza, dar pentru că facem grupurile sanitare care sunt, poate dăm atunci un var exterior, vorbesc. Iar aici, în Somoșca, pentru că, dacă ați fost în curte acolo, apa curge pe pereți, tabla ruginită, trebuie să faci ghiducele toate din nou, trebuie îndreptate, schimbate, ce se face acolo. Din nou, vorbește toată școala, exteriorul, vorbesc. Și curtea trebuie reamenajată, adică redirecționarea apelor fluviale, se face un canal, se bagă țeavă și să nu mai fie apa lângă școală. Pentru că din cauza asta se infiltrațiile ne provoacă, practic, daunele care sunt la școli. Se supune la vot. Cine este pentru? Cine?
Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii terenului numărul cadastral 62.444, suprafață de 1310 metri pătrați, la terenul cu numărul cadastral 62.448, suprafață de 1003 metri pătrați, terenul situat la școala numărul 2, Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău, proiect inițiat de domnul inspector Petru Prima. Aici unde facem terenul de sport, terenul se află pe două planuri cadastrale. În partea pe domnul Joc, acolo unde terenul ăla n-a fost alipit niciodată, nu aparține o școală, știți? Acum vrem să alipim ca să fie o singură curte, practic. Asta e... Da. Eu să pune la vot. Ce este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării și amplasării a două potemuri luminoase la intrare și ieșire din comună cu rol de indicatoare de delimitare a teritoriului comunei. Proiect inițiat de domnul Ștoc Petru Prima. Mergeți prin comune, vedeți că peste tot s-au cam schimbat. Trebuie să facem aceste tot treabă, știți. Deci, dacă îmi permiteți, domnul primar, o să puneți la Valea Mică, pe aici e problema. La Valea Mică o să faceți intrare la Valea Mică și aici la intrare dinspre Bacău. Cred că așa trebuie făcut. Dar acum s-au unit satele. Sunt mari probleme cu radarul, cu chestiile astea și... Eu zic că la intrare la Valea Mică. Eu nici nu știu. Sigur, sunt de acord, dar nici nu știu acolo chiar indicatorul ăla spre Valea Mică. Ar trebui... E un mare portărie. Să scoatem indicatorul ăla. Eu aș zice Cleja, intri în Valea Mică, în Doja, acum ai trecut podul. Da. Și da, aici la intrat. Și atunci nu mai vin toată ziua. Dar să zboare indicatorul ăla în Valea Mică, pentru că... Practic ne duce în eroare, ne duce pe șoferi. Ne scurge, mă, pe șoferi. Nu e cum în față domnului Ivar, dar în Valea. E, mai e o problemă cu indicatoarele aici, la cauă, dacă... Acolo intersecția și nu este niciun indicator. Dar stopul ăla a dispărut. Dispărut de astfel la punct și nu știu ce nu mai știe cum l-o rup. Și acolo dacă e un accident, chiar a fost un accident și... Au fost câte accidente? Au fost mai mult. Și vinovatul a ieșit câștigător. Este, acolo este drumul județean și nu e... Nu stă... Nu avem voie. Dar problema e aici. Să întâmplă pe cine zice. Ar trebui luat, noi am mai făcut solicitări, cred că până la urmă trebuie să luăm și amplasăm un indicator de stop și am terminat bălciul, ca să nu mai... Păi ar fi mai normal, mai cred că mai degrabă ar fi așa. Adică, știi, până la lege te mănâncă, cum să spunem. Problema e că sunt niște pericole uriașe. Acolo așa este. Și ar fi bine să le evităm mai să se mai întâmple. Da, o să ne ocupăm. Mai ales că e plină parcarea din fața locală. Acolo era bun și oglindă. Acum nu e parcare. Parcare nu este. Parcare. Ziză parcare. Noi cumpărasem o bancă și a venit Marius, șeful poliției de la Cluj. Dom'le, dacă n-ai proiect, n-ai cum să amplasezi. Pentru ce? Pentru oglindă. Și până la urmă, dom'le, dar... Că zice în felul următor, dacă cineva se uită în oglinda și oglinda aia nu știu ce, după proiect, te ia, zice, domnule, cine a pus oglinda? Adică... Acolo a fost odată oglinda. A fost odată oglinda? Da, da, da. Păi atunci să punem oglinda înapoi, dacă. Domnule, acolo a fost oglinda. A fost oglinda. Pentru siguranța circulației ar trebui pus chiar pot, nu. Și eu pus oglinda. Dacă înseamnă dacă a fost oglinda, punem înapoi. Eu am zis chestia asta mai de mult, dar a zis că vine unul și îl sparge cu teatru. Nu. Ce? Oglinda e cumpărată. Dar oglinda e cumpărată. Bună, mai... La care de vorbă. Se supune la vot. 15 pentru, da? Ar fi... Bun. Am terminat ordinea de zi. Trebuie să alegem președinte de ședință. Rectificarea bugetului. Și l-am citit tot, cap-coadă. Da, dar trebuie aprobat. Aprobă, nu. Aprobă. Dar s-o aprobă la drum. Se supune la vot. Mai aprobăm o dată. Cine nu a fost atent, nu a fost atent. Se supune la vot, încă o dată. Rectificarea bugetului, da? Da.
Aici, din nou, tu ce atent sunt eu la ședință, domnule? Eu citesc tot, ăsta ce spui mie să mai citesc, da? Păi, da? Nu, nu, de la 8 am să rechidez și chiar am ținut aprobarea voastră. Eu am zis, domnule, să treci acolo și nu avea rost. Da, și am trecut. Aici, din nou, cât de atent sunt eu la ședință. Îmi mai voi, da. Da, se trebuie să propune președinte de ședință. Propuneți ce președinte, domnul Ambăruș. Așa s-a auto... Se supune la vot. Cine este pentru domnul Ambăruș? Deci domnul Ambăruș pentru următoarele trei luni. Deci odată cu modificarea codului administrativ face precizarea că președintele de ședință se alege pe maxim 3 luni. 3 luni, deci indiferent de ședință. Indiferent cu ședință. Ai scăpat. Uitați-l la aici. Nici o problemă. A scăpat. Deci domnul Ambăruș 3 luni, da? Declar ședința încheiată. Avem pe ordinea de zi, aș vrea, adică la suplimentări sau ca și discuții, aș vrea să vedem despre echipa de fotbal. Cum reușim pe urmă să revitalizăm echipa sau să începem să jucăm. Băiatul ăsta care este antrenorul Valei, practic, am văzut că voi aveți o asociație. Domnul Zică, domnul Vali și... De trei ani n-a și Vali este... Păi nu, dar totuși am scos hârtiile din... Din arhivă și am văzut că voi, practic, dețineți această asociație. Ce facem mai departe? Punem un alt, schimbăm un membru și propunem un alt membru în asociație? Păi cum trebuie completat? Pentru că eu nu sunt decât nu doi. Și acolo este și domnul Billy Boc acolo. Trebuie scos. Păi da, trebuie scos domnul Boc, trebuie... Ar trebui refăcut o leacă statutul asociației. Păi să se ocupe, ele în franci. Dar ce facem cu antrenor? Păi cum ce facem? Altul loc? Cum adică? Nu se recuperea de niciun prejudice nimic. Dar n-ai treabă, ascultă, nu discutăm de bani, nu discutăm de bani, vorbim de statut. Noi avem un băiat aici care a terminat educație fizică și sport, a terminat facultate, din Somușca. A fi dispus să intre în această asociație, este și... Care a mai fost? Un băiat din Somușca, Ionel Denșa. Duma. Este un băiat destul de isteț. Luați legătura, luați legătura cu el. Nu știu, mai sunt un lucru. Va trebui să ne gândim ca acest antrenor să fie remunerat. Nu o să vină nimeni să-ți facă, să pregătească copii, să se implice. Bine, dar există o soluție care să fie legală? Păi legală. Noi facem bugetul și spunem, domnule, venit 10 milioane pe lună, îi dai lui ăsta. Înțelegi? Adică sigur că e legal, pentru că tu practic apropii un buget. El vine cu un buget în care își pune, stabilim o sumă și pentru el și dai un ar banii ăștia. Dom'le, dacă este legal? Pentru că nu vine nimeni să se ocupe cu condiția să fie, să fie jucător din comună. Păi asta e bine. Păi asta e mai bine. Deci asta e niciun caz. Dacă nu sunt copii care vor să facă jucător, atunci nu mai are să discutăm de echipă. Prevăzut. Copiii nu vor, nu. Dacă alocăm niște bani pentru comun. Păi, dar eu ce spun? Dăm bani ca să vină să joace de la Bacău fotbal din anii noștri. Sunt, nu, nu sunt copii, dar fiind să caim. Există o variantă ca și primăria să devină, să fie unul dintre asociații, adică ca și parte de componența asociației. Ar fi, cred că, mult mai simplu. Adică putem să dăm niște bani, dar acum voi mergeți să aprobați noul statut, și banii cine dă, știi? Iarăși vă costă niște bani, pe 4 milioane, 5, cred că nu? Doamna administratoare a zis că prin hotărâri de HCR-ului se poate finanța, se poate plăti un antrenor. Păi asta vreau să spun, că dacă merge și ca și primăria să facă parte din acea asociație, sau dacă se dorește ca echipa să fie total a primăriei.
Mai există și varianta asta. Păi dacă există varianta asta, nevoie de cea mai bună variantă, ca primăria să pentru că în alte condiții, imediat de alte date, dar se mai întâmplă cu cineva, nu știu eu ce o problemă, iar trebuie să faci să schimbi statutul, iar trebuie să faci un constitutiv. Trebuie să o gândim și să facem mai este o problemă, în legătură cu transportul. Dom'le, dacă microbuzele sunt a primăriei, ce rost mare ca să mai cheltuie bani, din banii care alocă Consiliul Local, ca să cumpere motorină. Nu, domnule, aia se confirmă pe foaia de parcurs de către primar, s-a terminat treaba asta. Pe din moment ce o să fie a primăriei și echipa, mașina e a primăriei. Este cel mai bine să fie a primăriei și atunci nu mai e niciun fel de discuție. Dacă este formă legală să fie... Exact, așa aș vrea să fac, să fie a primăriei. Vom stabili un buget împreună, toți, și vom încerca să funcționăm ca și... Dar trebuie să vină cine preia... Păi cine prea se interesează cât costă arbitrii, cât costă medicul, cât costă legitimările, cât costă asta? Și taxa pentru ASF? Sigur. Adică și acolo trebuie. Sigur, ne prezintă un buget și pe care noi la România. Trebuie să vedeți și dacă cu microbuzul de transport eleve aveți voi să transportați fotbaliști. Da, eu vă spun, dar microbuzul este a primăriei. Dar l-ai destinat pentru transport elevi. Bine, se poate interesa, ca să nu fie probleme. Ia primării, dar e, destinat, e cu destinație. Păi, mai dar și alte echipe mobile la Fleja, cu bani de probuzele primării. Deci, din astea, de școală. Legal. Nu dacă e a primării, ca idee. Orice copii, tot la Fleja, cu destinație. Elevi. Păi și ăștia care își facă fost, nu toți elevi. Conex, conex. Ar mai fi o problemă. Vrem să amenajăm pentru zilele comunei să cumpărăm niște dale, niște bănci aici, așa, să cumpărăm din bani roșii și să, până pe 18 august, să reușim să le să facem. Bine, asta e. Apropo, domn Preala, s-a abandonat ideea cu terenul aici? Care teren? Păi, era vorba că să se faci un teren de sport. Nu, nu s-a abandonat. Nu? Nu. Terenul ăla rămâne. Și mergem în poliție. Suntem în faza de autorizații. Suntem... Deci în fața șcelerului ăsta. În fața șcelerului ăsta. Deci în fața șcelerului ăsta. Deci în fața șcelerului ăsta. Iar dumneavoastră zice în fața să facă. Da. Pentru că trebuie să pui scaune. Dacă tot ne intră... Și am văzut că sunt mai multe festivități, ca să spun, de-a lungul anului. Vine Angelica cu copiii, vin... Tot felul... Școala de vară s-o desfășura 3 săptămâni de aproape fiecare săptămână cu el. Da. Cumpărăm niște bănci, niște punem niște coșuri de gunoi, trebuie să punem acolo și ca să... Bună, trebuie luminat bine și vreun de ăsta, de camere de luat vedere. Da, avem, stai, suntem, sunt camere de luat vedere, am terminat lucrarea. Suntem la E.ON. La ora actuală E.ON ne cere autorizații, avem certificat de urbanism, ne cere autorizații de construcție. Nu înțeleg sensul acestei autorizații de construcție, atâta timp cât tu amplasezi o cameră pe un stâlp. Ce autorizații de construcție să se? Și ne hrăim cu ei. Acum, este Petrică Iacob la E.ON, care am vorbit cu el înainte și a zis că nu ne trebuie autorizații. El este în concediu, mâine vine din concediu. Și încep să iau discuția cu el, pentru că ceilalți toți ne cer autorizații. Și să văd cum a vorbit, adică să nu mergem pe altă mână, mergem pe mâna lui Iacob, ca să înțeleg. Și vrem să terminăm, lucrarea este terminată, este făcută, dar intrăm autorizați de construcție, nu putem să... Avem contractul de închiriere a stâlpilor, avem tot, dar nu avem autorizație. Nu e înțelept. E bine să trec cu stâlpii la noi, noi taxăm, ne îngrădim, nu le-a. Păi, dată greu, vătea pomii. Și nu mi-am dat seama că puterea pomii pur și simplu, principiul am plasat asta cu domenii arena. Acum, în domeniul public, sigur. Toaletare, toaletare, cum tai cu copacul de tot. Și-am considerat, nu ai cum să îngrădești. Da, dar dacă intrat în curtea mea... Declară curtea s-a închisă. În ce? Intrat în curtea mea. În curtea mea? Da, bineînțeles. Intrat prin grădini, nu avea nicio treabă. Prin grădini, să iau gardul, tăiau, drujbeau și... Da, asta când a fost? Acum câțiva ani. Acum s-a mai schimbat treaba, nu-ți intră în curte. Acum îți vine și întreabă în momentul ăsta. Sigur, problema este că ce s-a prins înainte de Revoluție, rețelele care au fost așa, n-ai ce să faci. Legea stabilește că rețelele care au fost existente nu se pot
nu poți, dar acum vezi că o nouă rețea, nu trebuie, dacă nu ești proprietarul terenului unde pui stâlpul, n-ai voie să faci lucrarea. Dar așa a fost atunci. Păi te obligă să semnezi să-i dai lui teren. După ce, ca să-ți pună stâlpul și să-ți tragă curent, ești obligat să-i donezi lui. Și așa ne-a obligat tema, dacă am făcut rețeaua, am spus, da, și au venit și ne-a confiscat toată rețeaua. Nu vă rog să opriți. Dar sunt obligat ca să o prima, dar suntem la diversii, dacă...